Bună seara și bine ne-am reîntâlnit. Suntem la Stop Cadru, aici la Telenou. Uite că și pixul unde fuge. Suntem în legătură directă cu dumneavoastră, drept pentru care așteptăm mesajele dumneavoastră, părerile și opiniile pe pagina noastră de socializare. Le găsiți pe Telenou, pe Facebook. Astăzi, alături de mine, un mai vechi invitat și mai nou și tot timpul cu noutăți, domnul avocat Traian Andronache. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, stimați lădăuțeni, bună seara, domnule Cătălin. Ca de obicei, răspund prompt fiecare invitație. Apreciem, pe care m-am trebuie să subliniez faptul că de fiecare dată când am lansat câte o invitație, răspunsul dumneavoastră a venit foarte prompt și este un lucru de apreciat în sensul ăsta. Ne-am întâlnit destul de des în ultima vreme și totuși considerăm noi că sunt lucruri în continuare pe care ar trebui să le dezbatem. Lucruri care, bineînțeles, interesează și pe rădăuțeni. Aș deschide discuția serii cu o întrebare adresată avocatului Traian Andronache. Vă rog. S-a vehiculat astăzi, la un moment dat chiar intens, așa, ideea că primarul ales al municipiului, vorbim de Aurel Oradea, ar fi în situația în care i s-ar ridica acea restricție, controlul judiciar, forma sub care dumnealui acum, hai să spunem, limitat de anumite privilegii, și că ar exista posibilitatea ca într-un timp relativ scurt să revină la primăria Rădăuți. Știm bine, deocamdată acest verdict a fost dat de Tribunalul Cluj. Care e situația din punct de vedere legal? Deci acum discut cu avocatul Traian Andronache și aș vrea o părere, procedură, pași, ce se întâmplă, cum, care sunt variantele. Deci, acest dosar, din câte știu eu, se află pe rolul Curții de Apel Cluj, nu a Tribunalului Cluj, ca instanță de fond. Este pentru a, nu știu câta oară, pe rol cu această chestiune, cu controlul judiciar. Am auzit și eu de la presă, nu spun de la cine, în cursul zilei de astăzi, că măsura controlului judiciar nu a mai fost dispusă de către magistrații Curții de Apel Cluj. Raportat la acest considerent, în momentul în care curg 48 de ore de la data pronunțării și nu face nimeni contestație, în speță Direcția Națională Anticorupție, măsura controlului judiciar este abrogată. În ideea în care... Și rămâne definitivă? Și rămâne definitivă, domnul Aurel Olărean poate să se reîntoarcă la meseria pe care a avut-o anterior, cu condiția ca instituția prefectului să anuleze ordinul de suspendare pe care l-a dat. Dar până atunci mai sunt câțiva pași procedurali, verificând, după ce am aflat și eu informația de la presă că am fost rugat de către un coleg de-al dumneavoastră, am constatat că această măsură a controlului judiciar expiră pe data de 8 aprilie, parcă, nu pot să spun cu exactitate, dar parcă pe 8 aprilie anul curent, deci începând de astăzi, data de 21, până pe data de 23 inclusiv, această măsură poate fi contestată. În ideea în care această măsură este contestată de către reprezentanții Ministerului Public, RECTE, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Central București, în
termenul până pe data de 8 aprilie, ca să mă exprim pe înțelesul tuturor, se poate fixa termenul la Înalta Curte de Casație și Justiție București, urmând ca Înalta Curte de Casație și Justiție să se pronunțe pe această chestiune în cele două forme. Să admită contestația formulată de către DNA Serviciul Central sau să respingă contestația formulată de către DNA Serviciul Central. Noi, în momentul de față, nu știm nici măcar dacă reprezentanții Ministerului Public vor formula această cale de atac. Dacă nu o vor formula această cale de atac, pe data de 23, orele la momentul în care s-a pronunțat astăzi, adică exact peste 48 de ore, această măsură este ridicată definitiv și toți participanții care au calitatea de inculpați, participanți la procesul penal, care au calitatea de inculpați în dosarul respectiv, tuturor li se ridică toate interdicțiile. Raportat și cu referire strict la situația domnului Olărean, domnul Aurel Olărean poate reveni la funcția pe care a avut-o anterior acestui dosar, și anume aceea de primar ales al municipiului, în condiția în care instituția prefectului anulează ordinul de suspendare pe care tot instituția prefectului l-a dat. Bun. Spuneți-mi să o luăm așa, prin metoda presupunerilor absurde, ușor matematic. Trec cele 48 de ore, nu contestă nimeni, nu atacă nimeni și se depune către prefectură cererea de anulare a... Poate prefectura refuză. Din punct de vedere practic, instituția prefectului poate refuza. Din punct de vedere juridic, instituția prefectului nu are niciun motiv temeinic legal pentru a refuza acest lucru. Adică, în momentul în care domnul Olărean, fiind ieșit de sub limita controlului judiciar, depune cerere la instituția prefectului și instituția prefectului îi respinge revocarea suspendării, domnul Olărean se poate adresa instanței de judecată printr-o acțiune prin care să solicite instituției prefectului să emită acest ordin de suspendare, bineînțeles, cu cheltuieli de judecată și eventual daun. Deci, din punct de vedere juridic, instituția prefectului, dacă instanța înlătură limita controlului judiciar, instituția prefectului nu poate să-l mai mențină, pentru că atunci s-ar crea, din punctul meu de vedere, spun asta subiectiv, un abuz de drept. Ori nu cred eu că instituția prefectului și-ar dori ca asupra ei să planeze suspiciunea rezonabilă de săvârșire a acestei infracțiuni. Mergem mai departe cu aceeași ipoteză. Nu depune nimeni contestație, nu atacă nimeni decizia de la Cluj. Să nu uităm vis-a-vis de această ipoteză, care mi se pare prea futuristă, ca să nu-i spun altfel, că exact magistrații DNA-ului, structurii centrale, au fost cei care au formulat rechizitoriu. Ar fi, din punctul meu de vedere, un pic absurd ca exact să lase lucrurile să așa fie și cei să care nu... să nu atace prin contestație această decizie. Doar în rest, vis-a-vis de deciziile instanțelor de judecată, acestea sunt suverane și nu le comentăm, noi suntem doar obligați să le respectăm. Să le respectăm, corect. Personal, vă spun că mă aștept ca să apară reacții în urma
acestui verdict de la Cluj și să apară contestații, să apară... Păi de aceea vă spun că este... Dar, luând lucrurile ca variante și posibilități, există și posibilitatea să treacă cele 48 de ore. E un procent. Părerea mea și sfatul meu de altfel, domnule Cătălin, este că e prematur în momentul de față să antamăm asemenea discuție. Cred eu că nu e prematur. Vorbim despre ceea ce se poate întâmpla cu Rădăuțu de la 5 iunie încolo. Păi cum să nu vorbim cu ceea ce se poate întâmpla cu Rădăuțu peste 2-3 zile? Deci nu e prematur. Sunt variante. Viitorul, prin definiție, este incert și nesigur că de niște nesigur, corect. Viitor. Ori noi nu putem să ne pronunțăm coerent asupra unui eveniment viitor, incert și nesigur. Să înțeleg că nici nu vreți să luați în calcul varianta care trec cele 48 de ore fără atingere la... Departe de mine această emanație a rațiunii dumneavoastră, nu știu de unde ați înțeles-o, am certitudine însă că telespectatorii au văzut că n-am făcut o asemenea afirmație, dar... ca și cum ne-am pronunțat noi în momentul de față și am sărbătorit faptul că echipa asta... Nu sărbătorește nimeni și nu... Lăsați-mă să dă. Și am sărbătorit în momentul de față faptul că echipa Steaua a câștigat Champions League. Acolo sunt mai multe. Sunt dinamovist? Nu sunt microbist. Nu, la fotbal mă exprim mai puțin. Hai să fim scăliși că toți suntem îmbrăcați în roșu-albastru. Da, nici nu știu ce culoare au Steaua sau Dinamo, așa că nu am o problemă cu asta. Roșu. Vreau să vă întreb, vedeți ca variantă sau din ceea ce auziți vehiculându-se în Rădăuțu nostru foarte mic? Revin la presupunerea mea. Credeți că Aurel Orălean se va arunca într-o campanie electorală și va depune o nouă candidatură? Orice persoană este liberă să se înscrie în orice fel de competiție, la fel valabil și pentru competiția electorală. În momentul în care persoana nu se va afla sub puterea vreunei interdicții judecătorești, va putea să se înscrie. În ceea ce îl privește însă pe domnul Olărean, îmi place că tot vorbiți atât de mult despre dumnealui, să nu sughite. Să nu uităm însă faptul că acum câteva luni de zile, domnia sa a fost, între ghilimele, beneficiarul unei hotărâri de condamnare, care a avut ca măsură complementară interzicerea drepturilor electorale. Drepturile electorale înseamnă, printre altele, să aleagă și să fie ales. Este la fel de drept ca această hotărâre de interdicție care planează asupra persoanei domniei sale, nu este definitivă. Este la rândul ei supusă căi de atac. Am înțeles că domnul Olărean a formulat din câte știm din deja, presă, am înțeles lucrul ăsta. Să din nu câte știm deja și-a formulat. Și că urmează să se fixeze termen de soluționare a apelului la Curtea de Apel Suceava. Dacă vreți, putem verifica și online. Acum, când am avut această curiozitate, dacă dumneavoastră o aveți, nu. Putem verifica. De altfel, se poate verifica tot la fel de online pe site-ul Ministerului Justiției, portalul instanțelor de judecată. Site-ul se cheamă portal.just.ro. Acolo se alege instanța, inclusiv începând la judecătoria de Rădăuți până la Curtea de Apel București, în alta Curte de Casație și Justiție are o pagină de internet separată. Dar se pot verifica toate hotărârile instanțelor raportate de orice persoană fizică sau juridică, cu excepția
dosarelor de divorț sau cu minorile. Ar fi mai puțin interesant, așa că cred că da. Nu. Da, să trecem la ale noastre. Aș vrea să vorbim despre cealaltă latură a invitatului meu din această seară, candidatul la primăria Rădăuți. Știți că o mare problemă a rădăuțenilor, nu este cea mai mare problemă, dar o mare problemă a rădăuțenilor, reprezintă imaginea Rădăuțului. Mă repet, nu cred că este cea mai mare problemă, dar este o foarte mare problemă. Imaginea Rădăuțului, care are de suferit din tot felul de motive, așa că, da, aș vrea să vă întreb, în afară de drumuri, că avem mare nevoie de drumuri, cum putem îmbunătăți imaginea Rădăuțului? Păi, lăsând la o parte infrastructura, așa cum ați mai spus, Rădăuțul are nevoie. Știți de ce spun că să vorbim de străzi mai puțin? Nu că nu sunt importante, sunt foarte importante și nu numai pentru imaginea Rădăuțului, și pentru transportatori, și nu numai pentru transportatorii mari și cei mici, și omul de rând care are de mers cu mașina la... Bă, să-și ducă copilul la... Ca să o lămurim și în această emisiune. Problema străzilor este o problemă majoră, însă este o problemă perfect rezolvabilă, raportat la cei 97 de kilometri de 99 de kilometri de drumuri, dintre care 47 de kilometri nemodernizați, adică exact drumurile balastate pietruite, și cei 52 de kilometri modernizați, adică drumurile asfaltate. În total, așa cum am spus, 99 de kilometri. Acești 99 de kilometri de drumuri, raportat la cei 5,5 milioane de euro aproximativ, cât are Rădăuțul buget la capitolul funcționare, dacă în fiecare an am luat din acei bani nici mai mult, nici mai puțin decât 1 milion de euro, o sumă care nu ar deranja prea mult bugetul și nu ar destabiliza balanța de calcule, în fiecare an din acel 1 milion de euro s-ar putea face 10 kilometri de drumuri modernizate, adică drumuri asfaltate, sau 14 kilometri de drumuri nemodernizate, adică pietruite. Cum s-ar putea face acești 14 kilometri? Cum m-am gândit eu că ar fi o soluție mai bună după ce m-am consultat și cu inginerii? Aceste drumuri ar trebui să fie betonate. Ori drumul betonat este mai ieftin decât drumul asfaltat, pentru că, din punctul meu de vedere, conform normativelor și stasului de drumuri, drumul asfaltat are în plus față de drumul betonat și stratul de asfalt de deasupra. Ei, vedeți dumneavoastră, drumurile la în România, ca să nu zic, nu doar în Rădăuți, drumurile în România necesită intervenții dese, deoarece acest stas de construcție nu se respectă. Vedeți dumneavoastră, am două exemple ca să vă dau. Vă rog. Drumul cu Cireș, marginea Horodnic. Da, da, da. Păi acel drum are o existență de aproximativ 30 de ani în momentul de față și este perfect practicabil și foarte puțin, foarte mici porțiuni din el au fost afectate. Acel drum a fost făcut corect. Este un drum betonat. Dacă peste acum acel... s-a turnat asfalt, da, da, dar... Dacă... Da, toată lumea știe. Peste acel drum, în momentul în care se toarnă asfalt, avem un drum durabil. Rezultatul final
cu titlu de exemplu, avem drumul de la satul mare către cele două fabrici. Acel drum a costat 100.000 de euro, pe acel drum un kilometru linear, pe acel drum a fost decapat stratul vegetal de deasupra, nu a existat drum, drumul ăla s-a făcut direct în câmp, s-a decapat stratul vegetal, peste, după ce s-a decapat stratul vegetal, s-a pus balastru, peste balastru avem piatră concasată, granulație 10-40, 10-60, în două straturi, ai granulația mai mare de desubt, granulația mai mică deasupra, peste piatra concasată, beton armat și peste betonul armat, covorul asfalt. Stratul de asfalt. Ei, acest drum, conform devizului care a fost întocmit de firma care l-a executat și facturii emise de asemenea, a costat 100.000 de euro. Ori dacă o firmă privată, din bani privați, a plătit 100.000 de euro pentru acel kilometru de drum, am uitat să spun că are și șanțuri, rigole, da, 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 da. Și în rambleu și în debleu, în fine. Dacă acel kilometru de drum, care este drum privat, plătit de către o firmă privată, sau în fine, de două firme private, a costat 100.000 de euro, păi de ce în România drumurile făcute de stat, plătite de stat, nu făcute de stat. Da, sunt plătite cu sume de X ori mai mari. De ce? Îi lăsăm pe rădăuțenii noștri care ne urmăresc să răspundă la această întrebare. Revenind la problema noastră... Pentru că și un trandafir, dacă îl cumperi. Mergi ca muritor de rând și îți cumperi un trandafir. Domnul Cădăl. Într-un market are un preț și dacă e să-l punem pe stradă în Rădăuț, costă de câteva ori mai mult. Așa e, nu știu, la noi. Poate greșesc eu, poate nu am o gândire sănătoasă când fac afirmația că au fost cheltuiți mult prea mulți bani din bugetul administrației locale. Poate că cei cu state vechi de plată în politică îmi spun că greșesc, că nu știu ce vorbesc. Dar din punctul meu de vedere, domnul Cătălin, lucrurile sunt simple și o să vă demonstrez și dumneavoastră și telespectatorilor ca să nu mai avem discuții. Noi știm în momentul de față că metru cub de beton B400, B350, aproximativ 350-400, costă 220 de lei metru cub. De unde știm acest lucru? De la producătorii local de beton local. Bun. Ce mai știm noi? Mai știm că o suprafață a unui drum, așa cum sunt drumurile nemodernizate la noi. Văd că ați venit foarte bine pregătit din punct de vedere tehnic, așa. Chiar nu este domeniul. Chiar nu este domeniul. Să nu uităm, eu sunt foarte bine pregătit. Nu uităm, sunt avocat, dar sunt niște chestiuni de matematică de clasa a doua, maxim a treia. Lățimea drumului la drumurile noastre nemodernizate, conform stasului 1, sunt două stasuri. Pentru drumuri nemodernizate, stasul 1 de 5 metri, stasul 2 de 8 metri. Da? Pe unele tronsoane se poate face drumul de 5 metri, pe altele de 8. La care sistem de calcul vreți să ne raportăm? La ăla de 8 sau la ăla de 5? Tot, Păi haideți să ne luăm pe ăla mai lat, de 8 metri, cu toate că nu avem noi porțiuni de drum de 8 metri, dar luăm pe ăla de 8 metri. Da? Deci avem un kilometru, care înseamnă 1000 de metri, da? Ori 8 metri lățime, da? Deci avem 8, nu scrie pixul ăsta, o să a înghețat. Știți oare de ce? Deci avem 8.000 de metri pătrați, da? Da, corect. Acești 8.000 de metri, pe acești 8.000 de metri, noi trebuie să turnăm beton, da? Asta înseamnă mai mulți pași. Avem două variante de a turna beton pe această suprafață. În varianta de drumuri grele, care înseamnă
20 de centimetri grosimea de beton, sau în varianta trafic mediu, de trafic ușor, normal, nu îl punem, punem mediu, da? Cu o grosime cuprinsă între 12 și 15 centimetri. Recapitulăm. La planșeul unei case, deci între etaje avem planșeul, da? Se toarnă cu o grosime cuprinsă între 8 și 12 centimetri la casă, da? Îl punem la drumuri, mai gros, grosia, 12-15 centimetri. Luăm... Mă tem că e cam puțin 12-15 centimetri, dar mergem pe varianta dumneavoastră. Păi 20 e maximul, da? Noi punem 15, da? Haideți să mulțim 8000 ori 15. Ne dă suprafața finală, da? Deci cât avem. Stimați spectatori, vă recomand să faceți dumneavoastră acest lucru acasă. Era simplu de făcut cu telefonul. 54, 10, 200. Deci avem 12, aproximativ 12.000 mulțit cu 220, ca să fie mai simplu, să nu reținem mult, și vedem exact supra, cantitatea de beton. Între timp primesc și eu mesaje de la... Au făcut alții calculele mai repede acasă și voi ne trimit răspunsurile, așa e? 200 ori 220 de lei. Avem 264.000 de lei prețul, beton. Prețul betonului. Păi, 264.000 de lei prețul betonului împărțit la 4,4 euro înseamnă aproximativ 60.000 de euro. Da, dar să nu uităm că ăsta e prețul betonului. Okay. De aici mai vine escavarea, decopertarea, umplutura, ceea ce 60.000 de euro concasat. Prețul betonului. Deci, noi până acum am vorbit doar de, nu mai spunem, de partea de manoperă, întins și așa mai departe. Recapitulăm. Avem un drum cu o lățime de 8 metri. 8 metri, da, am înțeles. Cu un strat de beton de 15 centimetri și un necesar de 264.000 de lei. De lei. De lei, da? Care înseamnă în linii mari 60.000 de euro. Ce cheltuieli mai avem pe lângă acești 60.000 de euro? Ca să explicăm o dată pentru totdeauna, cel puțin cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc în această seară. Pentru a termina un kilometru de drum. Ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie suprafața de teren să fie pregătită pentru turnare, da? Bineînțeles. Spuneți-mi o stradă din Rădăuț, de exemplu. Nu contează care. Pe oricare din ele lucrările ar fi aceleași. Trebuie decopertat. Nu pe oricare. Bine, vorbim de cele care în momentul de față sunt balastate. Nu pe oricare dintre ele. Vorbim de cele care în momentul pentru de față pe străzile, sunt nemodernizate. Pe străzile nemodernizate. Pe care timp de 20 de ani de zile s-a adăugat un strat de balastru. Păi noi nu putem să venim acum să decapăm stratul de balastru și să punem alt balastru, că avem balastru ăla acolo deja. Noi, pe acel sector de drum, părerea mea și a specialiștilor, a inginerilor în construcții, ar fi că pe acel sector de drum, întâi se trage o lamă de nivel, eventual lama coborâtă la 5 cm. În porțiunea de 5 cm se toarnă, se trage piatră concasată cu granulația mică, peste piatra concasată cu granulația mică se vinde cu cilindru vibrocompactor. Cilindru vibrocompactor bine, o tasează. Și pentru această operațiune avem nevoie de o cantitate de 0,05 înmulțit cu aceeași 8000 de metri pătrați pentru a vedea câți metri cubi de piatră concasată avem nevoie
la un preț de aproximativ 100 de lei metru cub. Veți constata că avem nevoie de maxim, cât domnul Cătălin vă spune, maxim 5.000 de euro. Adăugăm peste cei 60.000 de euro și avem o sumă de 65.000 de euro, preț la materia primă. Da? Am înțeles. Ce mai avem noi de adăugat? Dar place ca lucrurile să fie atât de simple și simplu, de... elegant. Ce mai avem de adăugat peste materia primă? Că aici este marea surpriză de care veți avea parte în această seară. Să nu spuneți că faceți și armăturile, acum puneți fier beton în toată treaba asta să fie... Mai avem de adăugat cei 8.000 de metri pătrați de plasă, de plasă, pentru că interesul armătură. Nostru este să armăm beton. Cât ne-ar costa acești 8.000 de metri? Nu am făcut un calcul, am să fiu sincer. Vă las pe dumneavoastră că ați pregătit, că sunt convins că ne dați răspunsul. Credeți-mă că nu m-am pregătit absolut deloc și de unde să știu că vom relua din nou această discuție. Păi vă spun eu că această plasă armată nu ar putea să coste mai mult de tot 5.000 de euro raportat la necesarul de fier de care este nevoie pentru această structură de drum. Ajungem la suma de 70.000 de euro. Pentru drumuri betonate, da? Am înțeles. La această sumă, domnule Cătălin, nu trebuie să mai adăugăm nimic. Dar știți de ce? Păi betonul ăla se toarnă singur, nu e nevoie de manopere. Nu păi vă spun eu de ce nu mai avem nevoie de adăuga nimic, domnul Cătălin. Vă rog. Pentru că noi avem rădăuțenii ăștia. Plasele, armătura nu trebuie întinsă, nu trebuie legată. Da, da, nu trebuie legată, nu e o manoperă. Da, ați auzit dumneavoastră de o societate comercială care este patronată de locuitorii municipiului Rădăuț? Și spuneți că ar putea face lucrările astea? Păi, din punctul meu de vedere, cineva acesta tot ar trebui... Tot primăria plătește și serviciile lor. Din punctul meu de vedere, acesta ar trebui să fie obiectul principal de activitate al acestei societăți comerciale. Da, dar serviciile prestate de ei sunt plătite din conturile primăriei Rădăuța, a Consiliului Local este și evident. Așa mai departe. Este evident. Deci tot adunăm acolo la dar cheltuieli. Să nu uităm, în curtea dumneavoastră, domnul Cătălin, când dumneavoastră mergeți și faceți curat în curte, vă plătiți pe dumneavoastră singur? Mutați banii dintr-un buzunar în altul? Eu dacă merg să-mi fac... Când trimiteți fetița la mulți ani pe această galerie. Da, mulțumesc frumos! Când trimiteți fetița să facă ceva treabă în curte, fetița vine și vă emite pretenții facturabile? Păi nu, dar știți cum e? Angajații de la societatea respectivă la care făceați dumneavoastră referire, la sfârșitul zilei, trebuie să meargă acasă și să mănânce ceva. Și degeaba fac ei în folosul comunității că e bine și frumos să facem pentru oraș, cât mai mult, mai bine și mai că tot pentru noi. Tocmai de aceea, când ca să nu creadă, acasă, să nu creadă cineva lumea, că... Hai să zicem, trebuie să pape și el ceva și poate are și el o fetiță acasă și tot să-i ducă și el ea de mâncare. Așa cum am zis de-a lungul a nenumărate emisiuni, inclusiv la dumneavoastră în studio, interesul meu personal ar fi ca societatea asta, SC Servicii Comunale ESA, să ajungă cel mai mare angajator din zonă. Frumos. De ce spun asta? Pentru că, și vă răspund aici, la întrebarea pe care ați adresat-o noastră acum aproximativ 25 de minute. De ce ar mai avea nevoie? De aici am plecat, totuși, până am pus în balastru. De locuri de muncă. Adică, în momentul în care această societate comercială, care este societatea noastră, are la obiectele de activitate și acest sector, segment, această ramură, este evident că pe lângă angajații pe care îi are societatea, face noi angajări.
În momentul în care rădăuțul, și este evident că rădăuțul are nevoie de acest gen de lucrări, cel puțin pe următorii 7-8 ani, este evident că interesul nostru al rădăuțenilor ar fi ca banii să rămână tot la rădăuți. Adică primăria rădăuți să nu trebuiască să facă plăți de 100.000 de euro la un calcul sumar pe care l-am făcut acum pentru un kilometru, să facă plățile astea pentru o societate din Botoșani, pentru o societate din Bacău, pentru o societate din București. Interesul meu, aici, domnule Cătălin și stimați rădăuțeni, este să dezvoltăm capacitățile rădăuțiului în ceea ce privesc atât această societate despre care tot vorbim, cât și producătorii locali. Pentru că nu putem vorbi real despre un progres atât timp cât noi nu sprijinim rădăuțenii noștri. Ori de aceea mă aprind, domnule Cătălin, când știu cam câte nereguli sau abateri de la aceste norme de logică elementară simplă s-au făcut în ultima perioadă, în ultimii ani. Nu s-a pus accent pe producătorul local, nu s-a pus accent pe rădăuțean și nu s-a avut în vedere bunăstarea rădăuțeanului. Pentru că, domnule Cătălin, dacă noi am face aceste lucrări de balastare, de asfaltare, de modernizare a orașului, pentru că deja ne este jenă să vorbim de reparații, cât să mai reparăm, au stricat alții. Bun, modernizăm. Reparăm reparațiile. Gândim pozitiv. În momentul în care noi suntem obligați să le plătim și le plătim din conturile primăriei, păi interesul este ca acești bani care poartă denumirea generică de plăți să rămână în comunitatea noastră, în limitele teritoriale ale rădăuțului. Pentru că din acei bani, societățile comerciale respective, persoanele juridice, vor plăti angajați care au domiciliu în Rădăuți, care merg pe stradă aici în Rădăuți, care se duc și își fac cumpărăturile aici în Rădăuți. Și aici deja, să nu mă întrebați că încep să mă supăr cu cumpărăturile în Rădăuți. Cu cumpărăturile. Eu spun așa, să luăm o scurtă pauză, că oricum am depășit cu mult prima parte, spațiul alocat atât pe părțea emisiune. Și cu asta încheiem această primă parte. M-a deranjat extraordinar de tare lipsa conducătorilor care tot i-a avut primăria Rădăuți de-a lungul timpului vis-a-vis de interesul rădăuțeanului. Iar acest lucru, în partea a doua, acest lucru este o temă principală. Da, partea a doua a emisiunii, rămâneți aproape, continuăm discuția peste câteva momente. Rămânem în legătură directă cu dumneavoastră. Nu uitați toate mesajele, părerile, opiniile dumneavoastră. Vă rog să ne le transmiteți pe pagina noastră de Facebook, Telenou Rădăuți. Și dacă aveți întrebări pentru invitatul serii, cu mare drag, rămâneți aproape și ne revedem în câteva momente. Pauză, mulțumesc! Bună seara din nou, suntem la Stop Cadru la Telenou, legătură directă cu dumneavoastră și continuăm discuția alături de invitatul meu. Astăzi spuneam avocat Traian Andonache și am discutat în prima parte a emisiunii noastre despre ultimele mișcări, să spunem mișcări din sfera politică românească, deși e ușor deplasată treaba. Am început să discutăm despre rădăuți și întrebam ce ar trebui să facem să îmbunătățim calitatea și imaginea
Rădăuțului, dar și calitatea Rădăuțeanului. Vorbim de calitatea Rădăuțeanului. Haideți să vă mai spun o chestiune care este extrem de importantă din punctul meu de vedere. E posibil ca ceilalți candidați sau contracandidați să nu fie de acord. Să aibă alte păreri, e absolut normal. Să nu fie de acord că e atât de importantă. În Rădăuți, să știți că sunt o categorie numeroasă de persoane de vârsta a treia. Persoana de vârsta a treia, bătrâni, bunicii care pot fi ai mei, dumneavoastră și ai tuturor, pentru care eu am un respect deosebit, dar bătrânii ăștia din Rădăuți au niște carențe și nici o administrație publică locală nu prea i-a ajutat până acum, că tot vorbeam de cumpărături la final. Pe noi, Rădăuți, nu avem o linie de transport în comun. Ori, din punctul meu de vedere, ar fi imperios necesar înființarea unei linii de transport în comun pe 3-4 rute. Linie de transport în comun care ar produce un avantaj extrem de important acestei categorii sociale atât de importante pentru noi, că dacă n-ar fi ei, dacă n-ar fi bătrânii, n-am mai fi noi. Corect. Și noi trebuie să venim cu ceva în sprijinul lor. Din punct de vedere tehnic, ar fi o chestiune extraordinar de simplă pentru o primărie, așa cum este primăria Rădăuțului. Pe lângă faptul că am rezolvat transportul bătrânilor, am mai rezolvat o altă chestiune pe care sunt sigur că dumneavoastră o știți, dar mulți dintre cei care ne urmăresc și mulți dintre rădăuțeni o au. Și anume, transportul copiilor care merg dimineața la școală. Sunt extraordinar de multe, din păcate, extraordinar de multe străzi din municipiul Rădăuți. Străzi pe care copiii sunt nevoiți să meargă prin noroi. În unele situații, noroiul e atât de mare încât le rămân pantofii, ghetuțele copiilor în noroi câteodată. Și sunt pe una din aceste străzi, am și eu o cunoștință, în fine. Dar această chestiune cu transportul în comun ar rezolva dintr-un foc două probleme. Problema cu bătrânii și cu transportul lor la magazine, de unde bătrânii, știți cum e, își drămuiesc fiecare leuț pe care l-au din pensie ca să trăiască de azi pe mâine, pentru că au avut alții grijă să le mănânce pensiile cu prețuri mai mari la agentul termic, cu prețul mai mari la factura la apă și așa mai departe, nu intrăm în polemici. Dar este extrem de important pentru ei ca să poată să facă această economie. Ori, în momentul în care primăria Rădăuți vine cu aceste linii de transport în comun, păi s-ar produce un beneficiu și pentru transportatorii locali. Pentru că din discuțiile pe care le-am purtat cu aceștia, ne-am pregătit în situație, în ipoteza în care se va întâmpla ca această formațiune pe care o reprezint să ajungă la primărie și atunci o trebuie să ne pregătim și pe acest aspect. Ei, transportatorii locali își doresc să se deschidă în Rădăuți aceste linii de transport în comun. Este evident că nu putem să introducem autobuze, dar microbuze care să circule din 20 în 20 de minute. Se poate. Ei, cu ce am venit noi în plus față de alte orașe sau, în fine, poate am fi la fel cu altele? Acest transport în comun ar trebui să fie gratuit pentru cei care fac dovada cu cuponul de pensie, primesc niște talani la primărie, primăria finanțează. Ar fi, cum să vă zic eu dumneavoastră, raportat la bugetul pe care îl aveți dumneavoastră în familie, e ca și cum ați bea un pahar de apă în plus sau în minus. Cam ăsta ar fi costul primăriei Rădăuți dacă ar suporta
și ar oferi gratuitate pentru pensionari și pentru așa copii. Spuneați, așa iar asta este pe calcul matematic, numărul tehnic. Numărul de persoane ajunse la vârsta pensiei adulți e un număr considerabil. Acesta de asemenea și numărul copiilor care merg la școală. Proiect de hotărâre, în situația în care voi fi pus în situația de a fi inițiator, se va regăsi în prima ordine de zi a ședinței de Consiliu Local după data de 5 iunie. Transport în comunul Rădăuț cu gratuitate. Trebuie să recunosc că am mai auzit propunerea. Da, ați mai auzit și știți că n-ați auzit-o prima dată în anul 2012 când candidam atunci și făcea parte din proiectele mele pe lista de Consiliu Local. Am și acum pliantele. Așa spuneți că e și da. Face parte mă bucur, din lista noastră. Mă bucur că de atunci mă urmăriți. Da. Spuneți-mi din punctul dumneavoastră de vedere, transportul în comun e una dintre priorități? E o chestiune... Da. Să nu una dintre cele, una dintre cele mai importante. Nu a spus cea mai importantă, a spus acestea una dintre cele mai importante niște lucruri. Deci pe lista de priorități. Normale. Nu este ceva extraordinar, nu inventez piramida lui Cheops. În aceeași zonă, la priorități, ce ați bifat dumneavoastră? Lăsând la o parte ceea ce ați spus cu infrastructura, prioritatea, înființarea locurilor de muncă. Și nu e ceva ieșit din comun, nu e nu știu ce miracol. Doar atât, să ai o gândire un pic mai largă și să gândești constructiv. Și cum v-am explicat, de ce trebuie să angajez eu firma X de la Timișoara, de la Neamț, de la București, de unde vreți dumneavoastră, când noi cu societatea noastră. Da, dar aici mai intervine un aspect. Foarte bine spus, lucrările, serviciile de care avem nevoie să fie prestate de societatea primării a noastră, ceea ce care, cea care este administrată pe lângă de angajații, Rădăuți, care pe lângă angajații dar, pe care i-a trebuie această să societate. Nu uităm faptul că aceste lucrări și vorbim deja, că pomenați mai devreme de infrastructură, adică sunt lucrări cu sume mari. Intră dacă sub o altă incidență. Vorbim despre licitații, vorbim despre SEAP, vorbim despre alte proceduri unde legislația spune. La licitații poate participa. Dacă vreți să intrăm în legislație, aș putea să vă povestesc ceva mai bine decât despre drumuri. Noi trebuie să vorbim pe înțelesul corect. Tuturor, în sensul, adică să spunem lucrurilor pe nume și chestiuni simple. Cum ar putea o societate comercială care are angajați foarte mulți, care plătește taxe și impozite la stat, care se deplasează de la Bacău, ca să nu zicem mai departe, la Rădăuț, care își plătește organizarea de șantier în zona Rădăuțului, care vine cu utilajele de acolo, cum ar putea să vină cu un preț mai bun decât societatea care are asta sediul este, în Rădăuț, piața, care are utilajele în Rădăuț, care are angajații în Rădăuț, care mănâncă dar acasă. Dar nu are posibilitatea domnul de a Cătălin. Efectua anumite lucrări la o anumită capacitate. Eu sau vreau ca dumneavoastră din punct de vedere să tehnic, gândiți nu poate acoperi anumite segmente. Logic. Adică, eu vreau să dar eu vreau să logic prim cât se poate în folosul rădăuțenilor. Absolut în interesul și în păi folosul în momentul în care această societate comercială are un manager care respectă legea, ori legea în această materie, la această societate comercială, spune că nu ai voie să închei anul cu un profit mai mare de 5% raportat la ceea ce am discutat în prima parte a emisiunii și scrie aici negru pe alb, cost final materiale 70.000 de euro. Ți la acest cost e un final mult, da? Bine.
hai să, da, mergem prin, dar mă repet, ori, tind să cred că e un pic mai mult. Din okay, aceste cheltuieli raportat la o altă societate comercială, acestei societăți comerciale nu îi se adaugă facturabil transportul utilajelor, nu îi se adaugă de, organizarea de șantier, de nu îi se organizează... Asta e așa o, atunci, o mare dorință a noastră, a răuțenilor, ca lucrurile astea se întâmplă. E o mare Cătălin, dorință a noastră ca lucrurile sunt... se întâmplă așa cum spuneți noastră. Doar că, în realitate, e foarte posibil, e foarte posibil, deci nu vreau să fiu greșit înțeles, dar există și cealaltă variantă. Vine o firmă și dă un preț mai mic. Să mă iertați, domnul Cătălin, și că eu spune sunt atât mai mic de subiectiv în ceea ce privește Rădăuțiul, pentru că Rădăuțiul este orașul în care eu sunt acasă și atunci eu n-am cum să țin obligat cu altcineva decât cu Rădăuțiul și cu rădăuțenii. Și cu rădăuțenii. Ori atâta acord timp cât în fruntea sau la conducerea, da, acestei societăți spus, avem o persoană de care... Dorit, o secundă, dacă îmi permiteți. Doar că... Dacă îmi permiteți. Vă rog, vă rog. Vreau să spun, am voie acum? Da, vă rog, numai că vreau să, să nu spunem lucruri care, în realitate, se pot întâmpla altfel. Bine, de-aia am zis că să spunem lucrurilor pe nume. Recapitulăm. Această societate funcționează cu un tarif, un profit final maxim de 5%. Nu ai voie, prin lege, să obții un profit mai mare de 5%. Ori, raportat la toate cheltuielile pe care trebuie să le aibă această societate cu realizarea unui kilometru de drum de care vreți dumneavoastră, asfaltat, betonat, pietruit, balastat, cum vreți dumneavoastră să-i spune, 5% profit raportat la prețurile de achiziție. Ori, ce mai avem noi în plus la Rădăuți? Avem la Rădăuți câteva stații de betoane. Da, nu trebuie să achiziționăm betonul din altă parte. E adevărat că ce e mai avem foarte la, bine ca ce mai avem noi la Rădăuți, societățile comerciale din zona noastră, domnul, să beneficieze Cătălin, de... Pentru că de ună zi, chiar ieri dacă nu mă înșel, la acest post de televiziune, conducătorul actual al serviciilor comunale spunea că a dat drumul la stația de asfalt. În concluzie, societatea asta comercială are și stație de asfalt. Deci dacă beton, da, avem, eu sunt de acord cu stație de asfalt trebuie, avem, oameni calificați care lucrează acolo, credeți-mă, cunosc. Da, dar probabil că sunt cunosc o mare parte pentru a efectua astfel de lucrări într-o anumită măsură. Nu? Ok, și atunci revenim la ceea ce am discutat în emisiunile trecute. Utilaje. N-avem utilaje la această societate, da? Da? Noi funcționăm cu această societate pe aceleași principii pe care funcționează orice societate comercială din România care are acces inclusiv anul acesta la fonduri europene. Deci societatea respectivă în numele ei, fără să angajeze răspunderea patrimonială a primăriei, poate solicita finanțare și toată lumea are acces la internet, adică știrile astea circulă, sunt la vedere. Poate accesa fonduri europene pentru ce? Pentru achiziție, utilaje. Este exact măsura anul acesta. Se dau fonduri pentru așa ceva. Doar că cineva trebuie să ceară. Eu, de exemplu, la mine, la firmă, am deschis dosar de fonduri europene pentru achiziție, utilaje. Da? Da, e un subiect. O societate care asta necesită mult, nu are nimic în minus, din contră, și are în plus. Cred eu că ar fi absolut corect și normal ca la o astfel de discuție să fie prezent și reprezentantul societății. Cu mare drag și mi-aș dori pe această cale, dacă tot ați indicat mingea la... Da, o să vedem și încercăm. Lansez și o invitație, dacă nu dar am rămas cu întrebarea pentru Rădăuți. Eu am făcut ce am făcut și tot în jurul drumurilor ne-am învârtit și tot în jurul asfaltului și tot aici. Aici ne-am tot... am făcut ce am făcut și tot aici ajungem. Și întrebam, ce trebuie pentru Rădăuți?
pentru dezvoltarea ați spus, aceea pe care mi-o doresc. Locuri de muncă e un lucru foarte important. Ați spus transportul local. Absorpția de fonduri europene. Și astea fac parte din temele clasice, dacă puteți să, putem să le denumim așa. De cam capul. Acolo aș încadra. Temele unicat, care sunt specifice doar Rădăuțului și care au creat sau au generat de-a lungul timpului multe dispute. Una dintre ele ar fi zilele Rădăuțului. Cum se desfășoară, unde se desfășoară. O altă temă, care este tema unicat a Rădăuțului, amenajarea centrului istoric pietonal, care, din punctul meu de vedere, nu este terminat, a avut niște costuri colosale până în momentul de față. Și când zic centrul istoric pietonal, mă refer inclusiv la curtea patrulaterului. Da, e acolo o problemă. Pentru că, dacă eu mi-aduc aminte, vă aduceți aminte și dumneavoastră, dar cu siguranță acea, seniorii care ne urmăresc în momentul de față și aduc aminte că acolo era inima și nervul Rădăuțului, da, acolo se întâmpla. Un loc grozav de frumos la vremurile respective. Da, o altă chestiune. Acum e mai greu de revenit la acea imagine, dar o temă unicat a Rădăuțului și a zonei orașului nostru, problema locuitorilor de pe Toloacă. Ei, locuitorii ăștia, atât de pe Toloacă de sus, cât și de pe Toloacă de jos, ei figurează, conform buletinului, ca fiind locuitori în municipiu. Ori dacă dumneavoastră mergeți acolo, veți constata că satele sau comunele din prejur au condiții mult mai bune, corect. Bine, aici e o problemă mult mai largă. Să știți acești că locuitori, domnul Cătălin, de-a lungul timpului străzi neasfaltate și neracordate la apă și canal erau trecute în zona B. Au fost uitați de către conducători. Conducătorii și-au adus aminte. Uitați, să ne aducem aminte că erau vizitați cu sacoșa, cu zahăr. Da, dar și-au doar în campanie electorală. Da. Credeți-mă, chiar săptămâna trecută, sâmbătă, am avut întâlnire cu o parte din locuitorii de acolo și rădăuțenii trebuie să știe, mulți dintre ei nu au apă, dar plătesc impozite de municipiu. Așa bun. Este. Bun, deci zona Toloacă, o altă problemă. Ce se întâmplă cu parcarea centrală? Ce se întâmplă cu piața auto? În parcarea centrală lucrurile trebuie sistematizate. Acolo e talmeș, balmeș. Sistematizate, cum vedeți dumneavoastră? Adică să avem o evidență clară a ceea ce se întâmplă acolo, în acea parcare. Mi-aducem aminte, au fost puse ceva bariere, până la urmă barierele. Eu cred că mulți dintre rădăuțeni sunt în asentimentul meu și știu ce vreau să zic. La fel și cu piața de mașini și cu oborul de vineri. De asemenea, o altă temă care este strict legată de Rădăuț și tema Rădăuțului, ce se întâmplă cu școala numărul 6. Uitați, dacă vreți, pe chestiunea asta cu școala numărul 6. Păi am înțeles că acolo s-au făcut ceva demersuri. Ca sugestie, domnul Cătălin, și s-ar părea că aștept telespectatorii în vară se vor face înscrieri pentru școala 6 și în toamnă vor putea intra la cursuri. În momentul de față, domnul Cătălin, o cerință din ce în ce mai mare a angajatorilor, nu doar din Rădăuț, ci din întreaga România, a fost pe categoria meseriilor care nu se mai fac. Noi nu mai avem de mult. Școlile profesionale. Aici de meserii. Școlile profesionale, da, așa cum erau ele. E într-adevăr o mare problemă. Mi-amintesc că acum câțiva ani, și e ca o paranteză la ceea ce discutăm acum, Polonia
era dispusă să investească în România la momentul respectiv în acele școli profesionale. Ei, la rândul lor, aveau nevoie de meseriași. Căutau instalatori și erau dispuși să înființeze școlile, să reînființeze o parte din școlile profesionale, să le financeze ei, deși Polonia nu putem spune că e cu mult plecată înaintea noastră sau de mult plecată înaintea noastră, dar ei au conștientizat mult mai repede vis-a-vis de această școlile profesionale școală... și de oameni cu meserie la bază. Noi știm în momentul de față următoarele. La școala Mihai Eminescu, școala numărul 3, elevii învață în două schimburi. Noi avem acolo elevi, clasele 1-8. Să știți că părinții din asociația de părinți de acolo și-ar dori foarte mult ca toți copiii de la această școală să învețe dimineața. Este evident că nu putem, sau școala nu poate, raportat la numărul de doritori de copii înscriși la acea școală. Deși am înțeles că s-a făcut o cerere, vor să mai facă încă un corp, dar nu va acoperi sub nicio formă numărul de elevi și nu se va putea ține cursurile, nu se vor putea ține cursurile într-un singur... Ei, din punctul meu de vedere, ca și soluție pe care am discutat-o cu reprezentanții asociației de părinți de acolo, ar fi ca această școală 9-6 să acopere schimbul 2. Va prelua. Să preia schimbul 2 de copiii de acolo, la școala numărul 3. Și atunci, toți copiii de la școala numărul 3 vor învăța într-un singur schimb. După ce se termină cursurile gimnaziale, 1-8, școala va deservi, părerea mea și sugestia mea ar fi prin discuțiile pe care le-am purtat cu conducerea colegiului tehnic, ar trebui să preia schimbul 3 de la colegiul tehnic, în așa manieră încât colegiul tehnic să rămână doar cu două schimburi, pentru că în momentul de față la colegiul tehnic avem așa este. 3 schimburi. Iar sugestia pe care i-am dat-o domnului director de-a lungul timpului a fost să încerce să angajeze și să poarte discuții cu inspectoratul privind angajarea de personal raportat la cerința pieței din momentul de față și anume școala de meserii, școala profesională. Ei, dacă primărie va finaliza situația cu școala numărul 6, unde aproximativ 90% din lucrări sunt finalizate, mai lipsesc 10%, dar parcă îi lipsește primăriei Răduț în momentul de față curajul. Nu lipsește curajul, am înțeles că au fost discuțiile, inspectoratul va prelua o parte din... Procesul acesta s-a terminat pe 20 și ceva martie. Pe data de 31 martie, primăria Rădăuț 2015 a făcut un proiect de hotărâre prin primar la momentul respectiv, viceprimar cu atribuții de primar, proiect de hotărâre de Consiliul Local, care a fost adoptat de către Consiliul Local Rădăuț, hotărâre care spunea că primăria preia școala. Ulterior, această hotărâre de Consiliul Local a fost abrogată. De asta îmi spuneți acum lucruri noi, adică că primăria în sfârșit s-a întâmplat la data de 20 ceva martie 2015, doar că dar între timp prefectura s-a soluționat o parte din problema datoriilor, că erau ceva sume neachitate pentru lucrări efectuate, era acolo o discuție întreagă, s-ar fi soluționat o parte din aceste probleme și s-au găsit căile de a în momentul în care vrei să faci ceva, te ții de acel ceva până faci. Este evident că o perioadă lungă, până în luna octombrie, noiembrie, nu mai țin minte cât, primăria Rădăuț a rămas fără Consiliul Local și fără primar. Ei, de atunci și până acum a trecut perioada de acomodare, era o chestiune stringentă, este și acum, lucrurile trebuiau finalizate cu această școală numărul 6. Mai ales că, repet,
ultima ședință ordinară de Consiliu Local, pe vechiul Consiliu Local din care am făcut și eu parte, are acest proiect de hotărâre care a fost adoptat. Proiect de hotărâre care, după ce a fost adoptat, a fost abrogat. Că l-a abrogat nouul Consiliu Local la solicitarea nu știu cui, asta e altceva. Dar vechiul Consiliu Local, domnule Cătălin, a dorit acest lucru. Și dacă mi-aduc bine aminte, acest proiect de hotărâre a fost votat în unanimitate. A fost inițiat la momentul respectiv de viceprimar cu atribuții de primar Tiberiu Maierean, ulterior de către subsemnatul. Da. Chiar bun, vom urmări cum evoluează lucrurile și în... Bine, e în interesul nostru să urmărim cum alte teme unicat lucrurile pentru bunăstarea Rădăuțului, ca să le spunem așa. Am certitudinea că atât dumneavoastră cât și telespectatorii au cam observat că din peisajul nostru rădăuțean lipsește de ceva vreme polițistul. Da, e... Adică mașinile sunt parcate peste tot, nu prea se respectă semnele de circulație, e o aglomerație și un talmuș-bamuș de nu-i adevărat. Ori ca o chestie elementară sau necesară din punctul nostru de vedere ar fi reinstaurarea omniprezenței polițiștilor în rândul comunității din Rădăuț. Adică poate nu sunt suficient polițiști comunitari, că nu putem intra peste ceilalți în momentul de față. Dar avem nevoie de ordine și de prezența acestora și de siguranță. Bun. O altă chestiune frecventă. Prezența polițiștilor în polițiștilor comunitari. Și încheierea unei colaborări ferme, certe, știți că la momentul actual se înființează un dispecerat unde să fie anunțat un număr de telefon public unde tot rădăuțeanul va putea transmite mesaje. Nu știu dacă vă mai aduceți voastră aminte, dar a existat o perioadă în care în municipiul Rădăuț vedeam pe străzi echipaje de poliție mixte, formate din era jandarmeria, polițist local cu, un jandarm, polițist local cu un polițist la poliția poliției. Bun. Cam lipsesc aceste echipaje. Ori, din punctul meu de vedere, consider că cel puțin în zona școlilor, atât timp cât au elevii program acolo, este necesară prezența unui polițist în zonă. Dimineața, când vin părinții și aduc copiii la școală, este necesar să avem un polițist acolo. Doamne, măcar stă în stradă și toată lumea e atentă că trec copiii în când sunt pauzele și se întâmplă fel și fel de fenomene. Doamne, este polițistul acolo și la prevenire. Nu mai se ceartă copiii, nu mai vin alții din afară și încearcă să facă fel și fel de afaceri poliția cu copiii. Locală și deci e o chestie lor necesară. Am înțeles. Mai câinii comunitari. Vrem, nu vrem, ei sunt. Este o problemă și problema asta trebuie rezolvată și poate fi rezolvată, mai ales că avem adăpost de câini, personal calificat și să dea Dumnezeu sănătate doamnei Angela la Parcul Zoo, care a ținut și s-a ocupat și de câini. Dar ei trebuie culeși de pe străzi și trebuie sterilizați. Ori, medici veterinari avem... E o lege buget, în sensul ăsta, s-a amânat buget, de două ori, dar termenul e în toamnă. Cătălin,
toți proprietarii de câini trebuie să-i sterilizeze, să-i microchipeze, inclusiv cei vagabonzi. Și care sunt proprietarii câinilor vagabonzi din Rădăuți? Păi câinii vagabonzi... Noi suntem, domnul Cătălin, primăria e proprietarul, nu e mama cuiva. Absolut, dar am înțeles că până legea spune că până în toamnă toți câinii să fie bine. Trebuie să recunoaștem că toată treaba începe din gospodăria 1, de la proprietari, de la cei care au câini. Toată distracția începe de acolo. Iar că îi lasă să înmulțesc, îi duc în stradă și, așa cum spuneați mai devreme, serviciul de caresaj adună permanent și ne trezim cu alții și cu alții și tot așa. E, astea erau temele unicat ale Rădăuțiului, iar, bine, nu înțelege cineva că numai la Rădăuți sunt câini comunitari. Păi, dar... să zic, să știți că... treaba asta cu câinii comunitare peste tot. Asta care știți că pe lângă, vorbim cu aplicare directă, strictă și imediată, care nu necesită nu știu ce cheltuire a banului public sau nu știu ce efort din partea primăriei. Doar un e management. E probabil un efort și acolo, dar e într-adevăr o problemă reală a rădăuțenilor. Dar să știți că pe lângă foarte mulți câini comunitari pe care îi are Rădăuțul, noi am devenit așa o zonă efectiv atractivă, nu știu cum am reușit noi, avem ciori, de cred că nu are tot nordul țării câte sunt la noi. Da, aici eu chiar cred și că voi fi taxat de către dumneavoastră, dar numai să nu îmi cereți acum să vorbesc despre ciori. Nu, dar despre pe lângă, ciori nu o să vorbesc. Pe lângă adică, acest câini comunitar despre care spuneți, să știți că e o altă, actului și asta e o problemă. Administrativ. Haideți să discutăm despre cum vedeți? Transformarea primăriei într-o administrație prietenoasă cu cetățeanul. Haideți să vorbim despre nu asociațiile cred, de proprietari că și de prețurile care vin de acolo. Haideți să vorbim despre cetățenii? Prețul la acet. Haideți prețul să vorbim la acet. Prețul apei la acet. Păi dacă îl sunăm acum pe domnul Florea, vă spun eu, avem cel mai bun preț la apă, avem cea mai... Ei, bine. Să vorbim de lipsa trotuarelor, că nici nu mai au pe unde să meargă oamenii pe jos în anumite zone. Dar despre ciori... A, bine, nu. Chiar nu vreau să vorbim despre asta, vreau să înțelegeți foarte bine, dar să știți că pe listă, acolo când ați menționat, să știți că și asta e o problemă. Și vreau să spun că în seara nu mă alegeți pe mine, nu sunt pregătit la capitolul cu ciorile. A, nu. Nici nu vreau să trecem pe lista de priorități, doar eu menționez. Așa cum ați spus de când, să știți că avem rădăuțeni care se plâng de problema asta. În ceea ce privesc angajații primăriei și mă refer doamnele de la ghișee, ne mai trebuie, avem nevoie de încă foarte mulți ani. Deci avem încolo, un exemplu în România pe care vi l-aș sugera. Avem nevoie de încă foarte mulți ani de aici încolo, de până când angajatul va înțelege cam cum stau lucrurile. Și nu vorbesc strict de angajatul bugetar. Nu sunt atât de deștept, domnule Cătălin, cum mă considerați. Și de-aia o să vă dau exemplu care a fost adoptat de către primarul la Târgu Mureș, respectiv instituția primarului de acolo, unde la Târgu Mureș s-a instalat un sistem informatizat, un tonomat, vine omul, pasă butonul, îi dă numărul de ordine. În 3 minute persoana respectivă trebuie să fie chemată la ghișeul respectiv. Adică un lucru foarte simplu pe care l-au făcut și alții. Cum? Să mergi acolo la ghișeu și doamna respectivă chiar să zâmbească frumos și să spună, vă rog, cu ce vă putem ajuta? Da, domnul Cătălin, pentru că angajații la noi primăriei... Văd altfel situația, mult mai aproape de realitate. Angajații primăriei, un din moment, punctul un moment, meu de și vedere. Doamna stă așa. Un moment. Da, mă mică, ia și papă. Sărmăluțe să faci, să pui. Vezi că sunt... Și tu stai în fața ghișeului și nebunește acolo și are o problemă reală. Să nu fim, domnul Cătălin... Să nu fim răi, da? Nu că răi, să nu inducem în eroare. Nu se întâmplă toți asta? Toți angajații primăriei... Nu toți. ...fac parte din această categorie pe care ați indicat. Toți fac așa. Dar avem suficienți care procedează exact așa. Ori avem fi suficienți. Exemple, pentru că nu există pădure
fără uscături. Aoleu, rolul, și când nu mai știi ce e verde și ce e uscat acolo de atâta... conducătorului unității este să transmită mesajul prin puterea exemplului. Din punctul meu de vedere, angajații primăriei Rădăuți sunt în slujba rădăuțenilor. Așa este. Dar dacă să știți că în slujba rădăuțenilor sunt mulți de acolo de 10, poate 20 de ani și procedează așa de 10-20 de ani. E greu să-l schimb. Care ar fi nemulțumită de tratamentul pe care l-ar primi din partea angajaților primăriei, va fi îndreptățită să se adreseze conducătorului unității, conducător al unității care va verifica sesizarea. De ce? Deoarece în instituția asta care poartă numele de primărie a Rădăuți, domnul primar ales Aurel Olărean a montat camere în fiecare încăpere unde vine publicul și atunci a făcut un lucru bun, părerea mea. Și atunci, cei care sunt nemulțumiți de felul în care sunt tratați sau de felul în care li se rezolvă problema, pot să se adreseze cu plângere conducătorului unității. Conducătorul unității verifică cele semnalate și ia măsuri. Măsurile sunt începând de la mustrare până la inclusiv pierderea locului de muncă, adică mustrare, avertisment, abatere, reducere salarială, amendă și așa mai departe. Știm bine că astfel de lucruri s-au încercat. Dar cum spuneam și mai devreme, când avem angajați acolo care de 10-20 de ani procedează la fel. Adică exact cum vă spuneam. Stai, domnule, de unde te grăbești așa? Am un pic de treabă. Și el își rezolvă ale lui. Că și a lui sunt probleme. E foarte greu să-i schimbi obiceiurile și mentalitatea așa într-un timp scurt. Și sunt mulți. Credeți-mă că sunt mulți. Na, eu nu știu dacă sunt așa mulți. Eu vă spun că sunt. Dar vă spun că sunt. Adică nu spun din cărți. Cetățenii, cărădăuțenii au semnalat de lungul timpului aceste probleme și este imposibil. De acord. Da. De acord. Dar de aceea am trecut-o la teme care trebuiesc rezolvate, pentru că temele astea vin din rândul rădăuțenilor. Sunt destul de multe proiecte și trebuie să spun... Nu, aici am sintetizat așa, am sintetizat. Nu? Am înțeles. Mai aveți pe listă sau asta? Sigur că da. Spuneți-mi, acum întreb eu, așa din... Dacă mai aveți, vă rog. Adică nu vreau să întrerup cu nimic. Dacă mai aveți proiecte și idei, vă rog. Un alt lucru pe care noi îl considerăm extrem de important. La momentul în care se fac lucrări publice în Rădăuți sau se închiriază spațiul public al Rădăuțului pentru zilele orașului, pentru ochiul de păunt și așa mai departe, să condiționăm emiterea autorizațiilor pentru lucrări publice de existența garanțiilor pentru despăgubirea celor afectați direct, inclusiv șoferi. Asta privind lucrările și privind închirierea pe domeniul public, garanție. Doamne, vrei să închiriezi 100 de metri pătrați și să-ți montezi tu terasa ta ca să vinzi mici și bere la zilele orașului? Da. Pentru acești 100 de metri pătrați, îmi lași tu suma de 2000 de lei, ca exemplu, cu titlu de garanție. De ce? Păi dacă eu am primit vreo sesizare de la cetățeanul de la blocul cutare sau de la casa cutare și sesizarea lui se verifică de către agentul constatator care vine în teren, garanția ta se execută. Dacă prima situație, lucru care se trece, se stipulează în contract în clar. Dacă după ce ți-ai terminat activitatea pe care ai avut-o și predai spațiul înapoi, cum ar veni la primărie, păi vine comisia de recepție și verifică, dom'le, ai predat tu spațiul în aceleași condiții în care l-ai primit, adică acum? Adică curat să ștergi pe jos cu limba.
de curățenia pe care o faci. De șters pe jos. Hai să nu exagere, că nu dacă nu este curățenie, domnule Cătălin, dacă nu este curățenie conform contractului, păi nu mai primești garanție înapoi. Ei, revenind la chestiunea prima, care am zis-o, condiționarea emiterii de autorizații pentru lucrări publice de existența acestor garanții pe care tu le încasezi ca primărie pentru despăgubiri. Păi când vine, de exemplu, luăm-o. Puneți-mă o firmă care vă place. Nu contează. Acum e la modă, în trend, da? Da, nu contează. Nu. Când vii tu ca, când ai venit, că de acum e gata, când a venit firma Pfeiffer, da? Și a cerut primăriei Rădăuți autorizație de începere a lucrărilor pentru strada, care stradă vreți? Calea Bucovinii, da? Pentru strada Calea Bucovinii. Ok. Îți dăm autorizație de începere a lucrărilor pentru strada Calea Bucovinii, dar îi lași tu o garanție nouă de 100.000 de lei, de exemplu. Da, hai, continuați. Că... În cutilul de exemplu, da? Pentru așa. O sonă cutare, cutare. Ai depus garanția? Ți-am dat autorizația. În momentul în care tu nu repui lucrurile în situația anterioară, păi nu primești tu garanție înapoi. Pentru că trebuie să intervină primăria ca să repună drumul. Bine, aici la cota sunt cariera. Câteva detalii, bine, care, este trebuie, detalii exemplu... care trebuie stipulate foarte bine în contract, în caietul de sarcini. Sunt niște lucruri, pentru că așa, în momentul de față, există o garanție. Sunt, e acea diferență de bani care nu se achită și rămâne drept garanție pentru un an de zile sau nu mai știu cât e, în urma lucrărilor, dacă apar sau nu apar probleme. Deci garanție există în momentul actual. Da, e o problemă. Cum s-a întocmit și cât de clar a fost acel contract, caietul de sarcini și așa mai departe. Acolo e problema. Avem întrebare de la un telespectator și întreabă câte proiecte a votat consilierul Traian Andrache în perioada care făcea parte din Consiliul Local, din cele propuse în ședințele de Consiliu? Marea majoritate a proiectelor care au fost votate de către consilierul Traian Andronache au fost proiecte ce au fost inițiate de către primarul în funcție, Aurel Olărean. Sunt câteva proiecte, cred că în jur de 10, pe care nu le-a votat Andronache Traian în calitate de consilier. Mare parte dintre proiectele pe care consilierul Traian Andronache nu le-a votat formează deja subiect sau subiecte ale unor dosare în lucru, dosare instrumentate de către atât organele de urmărire penale. Câte proiecte au fost votate? Câte au fost votate, nu câte nu. Păi, nu știu dacă înțelegeți dumneavoastră întrebarea. Că... La o ședință ordinară, pe ordinea de zi, la un moment dat, procentual. Erau și 50 de proiecte. Procentual, erau și 50 de proiecte la o ședință ordinară. Așa e, și ne aducem aminte de acele ședințe ori foarte lungi, cu multe subiecte pe ordinea de zi. Ori am spus că, și... în total, în jur de 10 proiecte nu au fost votate de către Traian Andronache. În jur de 10 nu au fost votate. În rest toate au fost votate. Au fost că votate. Domnul Polărean, încercând să mă pună pe mine într-o poziție, într-o anumită poziție, dădea în neștire la televiziunea domniei sale faptul că Traian Andronache refuză să voteze un proiect. La 5 minute distanță, din nou, Traian Andronache refuză să voteze un proiect. Este evident că a indus în rândul populației la un moment dat ideea că, vezi, doamne, Traian Andronache n-ar fi votat nu știu ce proiect. Dar, în total, sunt aproximativ 10 proiecte. Două dintre ele sunt două proiecte de buget. Să știți că ne se transmite că mult mai puține au fost în realitate, doar că
Dar aceste proiecte pot fi consultate pe site-ul primăriei. Trebuie să ne oprim aici. Să știți că am depășit din nou timpul alocat emisiunii, facem cum facem pentru și că sărim din cel program. Care a adresat întrebarea este nălămurit. Acest lucru se poate verifica pe site-ul primăriei Rădăuți. Da, probabil că la timpul respectiv vom face și verificări. Da, nu cred că trebuie au fost mai mult de 10 care n-au primit. Trebuie să ne oprim aici. Timpul alocat, așa cum spuneam, s-a scurs deja. Destul de repede. Cu siguranță mai erau încă lucruri care se puteau discuta. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune din această seară. Sper să ne reîntâlnim. Cu mare drag, oricând voi răspunde prompt invitația noastră, pentru că știu că sunteți aproape de rădăuțeni și scopul meu... Bineînțeles. De asta suntem aici, pentru că, așa cum spune și mesajul din spatele meu, nouă ne pasă. Iar mie cu atât mai mult. Cei de acasă, celor de acasă, vă mulțumim că ați fost alături de noi, că ne-ați urmărit și ne susțineți în continuare. Vă urăm o seară cât se poate de bună și de frumoasă alături de Tele9 și programele oferite de noi. O seară bună vă urez, ne vedem dimineața la matinal și nu uitați, indiferent de vremea de afară, soare în suflet, mulțumim, la revedere! La revedere!